Hello! Bine v-am regăsit pe canalul de YouTube Colțul Boho cu un nou mini tutorial de macrame. Eu sunt Flo și astăzi vă arăt cum vă puteți realiza acasă acest suport de pahare folosind un singur nod de macrame. Să nu mai pierdem vreme, zic, și să trecem la treabă! De ce materiale aveți nevoie pentru a face acest suport? Un suport de plută și acid de gămălie, însă dacă nu aveți acasă așa ceva, puteți fixa firele fie de masă cu un scotch, fie le puteți fixa de o pernă cu acid de siguranță. Eu folosesc șnurul clasic de macrame de 5 mm, bobini, și am ales să folosesc două culori diferite, Natural și Wild Rose. Aveți nevoie de 10 bucăți de șnur de macrame, a câte 120 de cm fiecare. Dacă sunteți la început de drum în arta macrameului, vă recomand totuși să lăsați șnurul puțin mai lung, deoarece dacă nu strângeți nodul la fel de tare ca și mine, se consumă puțin mai mult fir. Dacă folosiți două culori, firul de culoare Ivory va avea 6 bucăți și firul de culoare Wild Rose va avea 4 bucăți. Găsiți mijlocul fiecărui fir în parte și fixați-l pe suportul de plută, pe masă, de pernă, pe suportul vostru pe care veți lucra acum. Dacă folosiți două culori, veți avea Ivory, Wild Rose, Ivory, Wild Rose, Ivory. Deci a doua culoare, culoarea cu mai puține fire, va fi cumva în mijlocul culorii principale. Am uitat să menționez că lucrăm în perechi, când vorbesc de culori, vorbesc de două fire Ivory, două fire Wild Rose. Și acum începem să realizăm modelul suportului propriu-zis. Vă spuneam că folosim un singur nod și anume nodul careu, the square knot, nodul cel mai folosit în arta macrameului. Facem primul nod cu primele 4 fire din stânga. Nodul careu se realizează mereu cu firele din exterior. Dacă cumva nu știți cum se realizează acest nod, apare acum în dreapta sus un chenar care vă duce la videoul explicativ de realizare pas cu pas a nodului careu, postat acum ceva timp în urmă pe canalul nostru. Pentru primul rând, realizez 5 astfel de noduri. La rândul numărul 2, încep să alternez nodul careu. Astfel, las deoparte primele două fire și încep să fac nodul careu cu firele 3, 4, 5 și 6. Pe rândul numărul 2 îmi ies în acest fel doar 4 noduri careu. Cel
Trec la rândul numărul 3, unde realizez din nou 5 noduri careu, începând cu firele 1, 2, 3 și 4. Până la final ar trebui să avem 13 rânduri de noduri careu. După cum reiese și aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puteți face și mai multe rânduri, însă trebuie să vă lăsați firul puțin mai lung în acest caz, sau puteți face doar 11 rânduri dacă nodurile voastre ies puțin mai mari și vă convine dimensiunea la care ați ajuns în final. Thank you.
Când sunteți mulțumiți cu dimensiunea suportului, începe faza de finisare. Tăiem întâi buclele formate în partea de sus. Îndreptăm apoi frânjurei rămași în partea de jos. Și începem să pieptănăm frânjurei, să îi desfacem, să îi descălcim, să se creeze niște ciucurei de efect la capăt. Pieptănați bine și într-o parte și în cealaltă, și pe față și pe spate. Când sunteți mulțumiți de cum arată, urmează să tăiem lungimea finală a ciucureilor. Pentru asta aveți nevoie de o foarfecă foarte, foarte bună sau puteți folosi chiar și un cutter, dacă aveți așa ceva acasă. Despre aceste costere de macrame care sunt extrem de ușor de realizat. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă doriți să învățați cu noi mai multe din arta macrameului, abonați-vă la canal pentru a rămâne la curent cu tot ce postăm noi aici. Să ne revedem cu bine! Ciao!